Ora 15, sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici pe B1 TV. Este ziua în care generația de suflet scrie istorie la Euro 2024. Suporterii români au invadat deja străzile din München. A început deja spectacolul, este sărbătoare acolo. O să vă arătăm și noi imaginile și mai ales ce spun și Edi Iordănescu, dar și jucătorii, pentru că ei au fost numiți generația de suflet. A fost ceea ce și-a dorit antrenorul, să nu fie generația de aur, ci să fie generația de suflet. Sunt fotbaliști cu o istorie a lor personală foarte complicată, oameni cu poveste de viață foarte credincioși și care astăzi speră să scrie cu adevărat istorie. Și românii le țin pumnii și emoțiile în întreaga țară, dar și în afară, în Germania, dar și în diaspora sunt foarte mari. O să vă arătăm imagini spectaculoase. Este efectiv un spectacol galben pe străzile din München. Însă o să discutăm în cele 3 ore de politica zilei astăzi și alte subiecte. De exemplu, 12 ani asta domnul Joană, doctorand la ASE, 12 ani și la finalul zilei a reușit să facă un plagiat, am zis eu, pro-american. Vedeți, el a copiat din președinții americani. Cum acum ar fi fost să copieze din președinții ruși, nu? Adică eu mă gândesc, domnul Joană, putea să veniți cu explicația asta, că dădea mai bine decât să spuneți că, domne, e o campanie murdară împotriva mea, regătură o candidatură. Nu te votează nimeni oricum. Dar nici nu te-au votat data trecută, de ce te-ar vota acum? Și în orice caz e bine să ne amintim de Joană, să ne amintim de Evanghelie odată cu el, să ne amintim de Paul lui Vântu, să știe și generațiile astea mai tinere cine sunt anumiți politicieni care astăzi sunt așa o statuie a moralității, nu? Imediat o să detaliem despre acest plagiat. Tot în emisiunea de astăzi despre coaliție și data alegerilor, pentru că domnul Ciolacu, după ce a mimat așa consultări și s-a jucat de-a președintele, face coaliție joi pentru data alegerilor. Cel mai probabil vor fi la termen, până la urmă a fost doar un joc. Tot astăzi și despre recalcularea pensiilor vin primele decizii, vă dăm toate detaliile, începem. Invitații mei și ai dumneavoastră de la această prima oră, printr-o legătură telefonică directă, Emilia Șercan, jurnalist de investigații. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Și vorbim imediat despre acest plagiat al domnului Joană, pentru că dânsul a stat 12 ani, dragă, la ASE. 12 ani a stat doctorand, vă dați seama, nu? Ăștia, toți împreună care au plagiat, au stat 12 ani. O salut și pe senatoarea USR, Adina Săniuță. Mulțumesc mult, Adina! De asemenea, alături de noi, deputatul PNL Sergiu Bâlcea, mulțumesc. Și printr-o legătură telefonică directă de la Constanța, Claudiu Palas, președinte PMP Constanța. Mulțumesc mult, Claudiu. Bun. Hai să vedem asta cu doctoratul. Emilia Șercan, după ce ne-ai arătat cum a copiat din niște președinți americani, din niște rapoarte, și am văzut că era un zbucium total, domnul Joană a zis că e o campanie murdară, are legătură cu biata lui candidatură. Acum aflăm că a stat 12 ani doctorand. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult în povestea asta e că rectorul de la ASE spune că a căutat până toată arhiva și n-a găsit o bază legală în temeiul căreia domnul Joană să fi stat 12 ani ca doctorand la ASE și mai mult decât atât să își prelungească atâția ani, pentru că există niște criterii în funcție de care putem să stăm, să prelungim un doctorat și mai ales niște ani. Hai să ne întoarcem în dezbatere. Emilia Șercan, te rog. E adevărat și pe mine m-a uimit să văd deschiderea domnului rector Nicolae Tudor și faptul că a recunoscut. Presupun că a recunoscut faptul că Academia de Studii Economice nu avea această bază legală pentru a prelungi atât de mult perioada de studii doctorale a domnului Mircea Joană, pentru că Academia, în final, are o problemă. Are o problemă, cel puțin la nivel de imagine, chiar dacă în acest moment, așa cum spunea și domnul rector Nicolae Tudor, probabil nu se va putea face ceva pentru a, nu știu, găsi, să spunem, un vinovat sau pentru a reconsidera parcursul doctoral al domnului Joană. Probabil că nu se va putea lua o măsură, având în vedere că au trecut de atunci aproape 20 de ani. Însă, da, e un lucru care mie mi-a atras atenția de la bun început, pentru că domnul Joană s-a înscris la doctorat foarte devreme, după 1990. În primul meu articol am și arătat că dumnealui s-a înscris într-o perioadă în care erau extrem de puține titluri de doctor acordate la nivelul întregii țări.
când erau foarte puține titluri, când erau foarte puține locuri de scoase la concurs pentru studiile doctorale de către universități, domnul Joana reușește să facă acest lucru, deși nu avea studii în, nu știu, în economie sau într-un domeniu înrudit cu economia. Și, de asemenea, domnul Joana nu avea nici experiență, pentru că inginerul mecanic Mircea Joana, după ce a venit după 1990, mai exact în 1991, reușește să se angajeze trece de la o întreprindere a fostului stat comunist, trece direct în Ministerul Afacerilor Externe, unde se angajează. Și unde, după ce se angajează, își face întrerupere de studii și pleacă la Paris, unde studiază la Ecole Nationale d'Administration, unde, de fapt, domnul Joana trece și domnul Joana își umple CV-ul, practic minte în CV, și spune că el a lucrat începând cu perioada 1991-95, a lucrat în minister. Trebuia să precizeze, a admis și dumnealui că este greșit faptul că nu a menționat că pe perioada anilor când a studiat la Paris, de fapt a avut activitatea de la Maie întreruptă și nu a lucrat în Maie. Da, Emilia, mai rămâi cu noi pentru că vreau să te mai întreb despre plagiatul în sine, dar vreau să trec și pe la politicieni. Claudiu Palas. Și acum să vii să ne povestești despre moralitatea pe care o ai, nu? Ca politician, ca, vezi, doamne, adjunct la NATO, ține prin toată țara prelegere, am văzut, vorbește cu tinerii. Deci ai odată un doctorat plagiat și în al doilea rând statul ăsta încă 6 ani, deci 12 ani, nimeni, sunt tineri care ar vrea în mod real să-și mai prelungească acolo studiile pentru că nu își pot termina doctoratul și mulți de ei vor să predea. Cam ăsta e scopul celor care mai fac pe la noi doctorate, mulți dintre ei, și nu pot beneficia, dar el probabil a uzat și de funcție și de influențe pe care le-a avut de-a lungul timpului și acum vrea să fie președinte de țară. Da, din păcate, știți ce se întâmplă în spațiul public? Nu știu cât va mai conta sau cât mai contează la România tot ce ține legat de plagiat. Moralitatea, într-adevăr, trece prin curtea fiecăruia și ține părerea mea doar de subiectivism, adică doar de cel care nu are un astfel de comportament sau încalcă moralitatea. Cetățenii de zi cu zi sau cei votanți, viitorii votanți, cred că au atâtea probleme, încât la ora asta nu știu dacă vom reuși sau îi vor mai interesa un plagiat sau nu al unuia dintre politicieni, din păcate. Cel puțin asta este constatarea care am avut-o până la această dată. Cred că cel care îi votează în continuare, nu la asta te referi. La asta vreau să mă refer, da. Adică spun, lasă-l, bă, și ce? Adică mă afectează pe mine, nu mă afectează, eu pun ștampila. Asta este cel mai grav în România. Adică noi încercăm să impunem niște, dumneavoastră media, încercați să impunem niște principii, niște reguli, care din păcate, vă spun chiar și din propria experiență, legat la un alt nivel mult mai mic, cetățeanul nu îl mai interesează. El ori este așa de bine manipulat de către politicieni, vânzându-l așa frumos această gogoașe care se numește program electoral, încât crede și se duce și pune ștampila la un moment dat tot pe el. Este un lucru dacă bun, dați ce voie să intervin, da, cred că undeva probabil până la un punct dumneavoastră aveți dreptate, însă pe cetățean poate nu-l interesează. Dar înaintea cetățeanului ar trebui să fie interesată clasa politică atunci când face selecția elitelor și face selecția oamenilor pe care îi numește în funcție atunci când vorbim despre demnități publice sau lista celor care urmează să fie... Doamne. Puși pe alte liste care sunt pentru a fi votate pentru Parlament, doamna, sau pentru alte tipuri, doamna, de alegeri. Vorbim, nu vă supărați că vă drăg, vorbim de politicieni anilor 2024. Vreți să începem să enumerăm, începând de la Ciolacu în jos, politicieni care n-au ce să caute în fruntea țării? Și totuși vreți sunt să vorbim acolo. De primul ăștaș al țării? Asta este vreți problema de... clasei politice. E problema clasei, da, politice, da, care nu reușește să facă o selecție reală. Și nu va reuși, doamnă. Din păcate, nu va reuși. Pentru că nu suntem în stare de reformă. Asta e problema partidelor. Asta...
Da, asta e problema partidelor care pun tot felul de oameni pe listă. Bun, hai că mă place că dezbateți, dar hai să-i vezi pe ceilalți doi invitați. Uite, Adina, pentru că știu că astăzi când te-am sunat erai la comisie de licență la facultate și eu am predat. Și am această amintire, era în discuție plagiatul lui Ponta la acel moment și le-am spus eu studenților mei, le dădeam nota 1, le verificam lucrurile și nota 1 pentru plagiat. Adică asta nu o suportam. În rest că n-a, te-ai pregătit suficient de bine, mai negociam noi acolo lucrurile, ne mai înțelegeam. Dar când vine vorba de copia de plagiat, era 1, se știa. Și le-am zis, zic, dacă cineva vine cu proiectul de final de semestru plagiat, nota 1, de eu vă caut pe internet și gata. Și mi-a zis din prima bancă, mi-l amintesc perfect, a fost prima mea, m-a izbit pentru că era prima sesiune la care eram eu în calitate de profesor. Și mi-a spus studentul, da, dacă și Ponta a copiat și e premier? Asta mi-a zis studentul, Adina. Exact, tocmai acest tipul de răspunsuri le avem și noi atunci când venim în fața lor, în fața studenților noștri, le spunem de cod deontologic, cum ar trebui să fie scris o lucrare. Și ne spun, ne dau aceleași exemple. Păi cum, doamna, uitați, avem miniștri, prim-miniștri, posibil viitori președinți, așa se văd, noi de ce n-am copiat? Și atunci răspunsul nostru este clar. Pentru noi, deontologia este ceva important în facultate, dacă și cel puțin pentru mine. Și am un doctorat și am trecut teza aceea prin foarte multe sisteme antiplagiat și nu am nici măcar un citat care să nu fie pus în ghilimele sau menționat în bibliografie. Și atunci noi nu putem să avem oameni morali și viitori politice morali dacă noi perpetuăm astfel de exemple în politică, că vorbeam de vreme domnul Palaz despre politicieni care au studii superioare făcute pe bune. Dacă noi perpetuăm astfel de modele, nu avem cum să avem rezultate mai bune și atunci ce fel de modele le dăm noi studenților pe care îi avem, în condițiile în care oameni ca domnul Joană plagiază 78 de pagini, adică de la doamna Șercan, nu un citat, nu un paragraf, nu o propoziție. Uite, pentru că, Emilia, știu că și tu ești într-o comisie tot așa la studenți, hai să concluzionăm și apoi mergi la ceilalți politicieni. Să concluzionăm un pic cu doctoratul ăsta, că domnul Joană spune că el doar, nu știu, știe că erau niște rapoarte, dar el nu le-a copiat, sunt traduceri efective. Da, eu aș închide cel puțin partea mea de intervenție, pentru că probabil voi să mai discutați în studio. Da. O să închid cu următoarele. Domnul Joană a spus că a respectat, așa cum a spus și Victor Ponta, cum a spus și Nicolae Ciucă, că a respectat regulile de la momentul respectiv. Regulile de la momentul respectiv, ghilimelele existau și în 2005 și de asemenea, unul dintre criteriile, primul și cel mai important criteriu în baza căreia teza domniei sale a fost analizată și criteriul care mi-a fost comunicat în mod oficial prin răspuns scris de către ASE este criteriul originalității. Originalitatea înseamnă că acea lucrare de doctorat trebuie să aibă aibă conținut plagiat și să fie realizată chiar de către autorul care o prezintă. Și un ultim lucru pe care îl mai spun este, domnul Joană a spus că are 4 rapoarte de similitudine să le prezintă. Și de asemenea, dacă dumnealui spune că nu este plagiată teza, ca să combată, să contracareze atacul murdar, am citat din domnul Joană, pe care l-am produs eu cu această dezvăluire, să ceară domnia sa Comisiei de Etică a Academiei de Studii Economice să-i verifice teza. Și atunci ne lămurim cu toții în spațiu public cum stau lucrurile cu privire la teza domniei sale. Mulțumesc mult, Emilia. Mulțumesc pentru intervenție. Sergiu.